De o sală sportivă recent renovată și bine amenajată au beneficiat elevii gimnaziului Boris Coșciuc din satul Dominteni, raionul Rochia. Elevii au primit în dar din partea deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Corneliu Panevici, și un set de mici de fotbal, de volei, de tenis și curs de sărit. Elevii spun că aceste mingi au fost necesare pentru școală. Suntem foarte bucuroși împreună cu colegii noștri, după cum vedeți pe fundal, pentru că ne-au oferit aceste mingi. Aveam mingi, însă acestea sunt mult mai frumoase și colorate și suntem siguri că la orele de educație fizică ne vom folosi aceste mingi care sunt foarte, foarte frumoase. Vă mulțumim foarte mult! Suntem foarte bucuroși de cadourile pe care le-am primit și basket și fotbal, îmi place mult să joc. Totodată, în cadrul vizitei, cadrul didactic, părinții și locuitorii satului Dominteni au avut posibilitatea de a adresa diverse întrebări pentru a fi găsite soluții la problemele la nivel local cu care se confruntă. Vizitele în teritoriu sunt foarte binevenite, deoarece populația se întâlnește cu autoritățile publice locale, se abordează întrebări actuale, întrebări reale care se necesită a fi rezolvate în teritoriu. Este foarte bine când toți ne aflăm la fața locului, unde lucrurile se văd în realitate, ce urmează, ce putem realiza și pașii care trebuie urmați. Cetățenii prezenți la eveniment s-au arătat îngrijorați de una din cele mai stringente probleme cu care se confruntă locuitorii, ce ține de finisarea proiectului de asigurare cu apă potabilă. Pentru rezolvarea acestora, autoritățile vor veni cu unele soluții practice, a menționat parlamentarul Corneliu Panevici. Am discutat despre multe întrebări, inclusiv întrebarea cea mai importantă în această localitate este finisarea proiectului de apeduct, de care au nevoie cu siguranță toți cetățenii. Am discutat care este situația la ziua actuală și cum putem interveni pentru a aduce la bun sfârșit acest proiect. Au mai parvenit întrebări cetățenii de conectarea cu gazele naturale, a grădiniții sau a instituției preșcolare, de care vom lua act și vom încerca să identificăm sursele financiare pentru a aduce la bun sfârșit această problemă de mult, de fapt, existentă pentru instituția dată. În cadrul întrunirii s-a discutat despre reparația capitală a acoperișului blocului de studii și ospătăriei instituției publice gimnaziului Boris Coșciuc. În cadrul evenimentului au adresat întrebări oficialului circa 30 de locuitori. Veronica Cebotari, Anton Ciornăi, TV Drochia.